Prin noul statut al elevului, care va intra în vigoare în anul școlar 2024-2025, sala de detenție este introdusă oficial în școlile din România. Astfel, școlile vor trebui să-și organizeze un spațiu în care vor fi duși elevii sancționați pentru deranjarea orelor. De asemenea, potrivit noului statut, care a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, telefoanele mobile vor fi interzise la ore, iar elevii suspendați sau exmatriculați trebuie să beneficieze de consiliere psihologică. Ministerul Educației a anunțat miercuri că au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial al României cele două ordine de ministru pentru aprobarea statutului elevului, respectiv pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Cele două documente vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2024-2025 și vor fi disponibile pe edu.ro după publicarea în Monitorul Oficial. Cea mai controversată modificare a statutului este introducerea sălii de detenție, în cazul elevilor care în timpul orelor manifestă comportamente care afectează desfășurarea acestora, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, într-un alt spațiu. În acest caz, sunt obligatorii supravegherea elevului de către un alt cadru didactic sau cadru didactic auxiliar și informarea părintelui. Prevederea sălii de detenție în care elevii care deranjează orele să fie mutați și să desfășoare activități complementare a fost păstrată în formă de proiect a statutului elevului din luna iunie. Atunci, mai multe asociații ale elevilor au criticat măsura și au cerut eliminarea ei, spunând că sistemul de învățământ din România nu este pregătit pentru această schimbare radicală, potrivit edupedu.ro. Documentul prevede că din anul școlar viitor, elevii vor primi câte o notă la purtare în fiecare modul, deci 5 note, iar la finalul anului școlar se face media. De asemenea, la 20 de absențe nemotivate se va scădea un punct la purtare. Telefoanele mobile vor fi interzise în timpul orelor și fiecare elev va avea un plan individual de învățare. Noul statut al elevilor va intra în vigoare din luna septembrie, atunci când începe anul școlar 2024-2025, relatează Antena 3.ro.